Salutare, prieteni! Astăzi ne-am ocupat de o mașină de spălat Platinum. Mașina nu a fost extrem de folosită. Este de 6 kg. După cum vedeți, programele sunt în română toate, full electronic. Problema a fost pompa de evacuare. Hai să vedem, și pe pompă scrie tot în română. Nu. Da, Hanning Electro. Da, probabil undeva China, 23.1.2007 a fost pompa asta fabricată, pompa a fost problema. Am înlocuit pompa și acum vom face un mic test ca să vedem să funcționeze cum trebuie mașina de spălat. După cum vedeți, și pe ușă scrie, atenție, nu deschideți ușa decât după 2 minute de la oprire, dar având în vedere că oricum închizătorul nu ne lasă să deschidem ușa, dar na, ne și atenționează, ne spune. Bun, am închis ușa, am băgat hainele. Selectăm programul 7, să zicem. Se aprinde un bec, dăm start. Și acum așteptăm să înceapă să ia apă mașina. Apa. Acum. După cum vedeți, în fiecare casetă e 1 și 2. 1 și 2. Acum așteptăm să se umple cu apă. Acum ar trebui să înceapă să învârtă în următoarele secunde. Da. Deci totul e sub control. Pompa e prinsă în 4 șurubele. 1, 2, 3, 4. Se înlocuiește. Apoi se testează. Bun, acum aștept să termine de alimentat cu apă. Hai să prind, să scoatem blitzul ăsta, că eu zic că se vede și fără blitz destul de bine. Acum vedeți, mașina are 1000 de turații, 12 programe plus 1, 2, 3 doar limpezire, stoarcere sau evacuare. Deja apa este chiar undeva pe aici, așa eu zic că se oprească. Platinum. Mașinile sunt de bune, având în vedere faptul că încă se pot înlocui rulmenții, adică ne dă, oferă posibilitatea să înlocuim rulmenții. Bun, mașina a terminat de alimentat cu apă. Acum, ca să o resetăm mașina spălată Platinum, pentru că dacă o pun pe 0, dacă o pun pe 0 și dau iarăși programul 1, mașina nu se resetează, continuă programul 7 care l-am lăsat. Așa, ca să o resetăm, oriunde, nu contează, lăsăm așa. Ținem apăsat 1, 2, 3, 4 secunde, se aprind astea două becuri. Mașina începe să evacueze. Evacuează apa și la un moment dat va rămâne doar ăsta unde este pătratul. Și atunci mașina e resetată, putem să o punem pe 0, putem să o punem pe 0 și putem selecta alt program. A terminat de evacuat apa, se va aprinde becul. 3, 2,
1. Hai da. Poc. Așa. Acum am pun eu pe 0 și acum putem selecta ce program dorim ca să o ia de la capăt. Da, cam asta am vrut să vă arăt. O zi bună.